Fotoliul de viceprimar al lui Nagachevski ar putea fi ocupat de actuala șefă de la Apa Canal, Irina Gutnic. Candidatura acesteia a fost propusă astăzi de Ion Ceban la ședința Consiliului Municipal. Ea însă nu a acumulat numărul suficient de voturi pentru a ocupa această funcție. Situația este similară cu cea din noiembrie anul trecut. Deși când candidatura lui Fadei Nagachevski nu a fost aprobată de CMC, edilul l-a numit viceprimar printr-o dispoziție. Candidatura Irinei Gutnic a fost prezentată de Ion Ceban la ședința de astăzi a CMC. Acum ea deține funcția de șef la Apa Canal. Considerăm că persoana este potrivită, are o experiență foarte mare în Ministerul Economiei, pe domeniul de specializare conex administrației publice locale, la Curtea de Conturi, ca șef direcție cu privire la administrația publică locală. În ceea ce privește mijlocii de agenție de contestare a contestațiilor ca director adjunct. Se pare însă că primarul nu a fost suficient de convingător, deoarece doar 13 aleși locali și-au dat votul în favoarea candidaturii Irinei Gutnic, 6 dintre care din PSRM. Aici s-a lăsat cu replici între mama lui Ion Ceban și o consilieră de la PAS. 4, doamna Ceban, 5, eu sunt aici. 6, Popa. Vă dai din cap că nu trebuie. Nu, doamna Zinaida, suntem în procedură de vot. Vă rog mult. Doamna Popa. Tu ai măsură la gură. Vă rog mult. Deși era de așteptat ca și Irina Gutnic să iasă la tribună, ea a evitat să ia cuvântul în fața consilierilor din CMC, iar aleșii au avut păreri împărțite la subiectul alegerii viceprimarului. Мы немножко недопоняли с моим коллегой Валерием Ивановичем, почему мы не были проинформированы, почему мы дополнительно не обсуждали кандидатуру на должность вице-примара. Мы алегим не типа примарло генерал Ион Чебан, да алегим о функции де демнитати публик, кар се намеште вице-примар генерал на муниципиле Кишинев. Екипа думло Чебан им партиду политик, кар интенционеза са-л фак. Astfel se repetă istoria din toamna trecută. Atunci, candidatura lui Nagachevski a fost propusă de două ori, pentru ca în final să fie desemnat de primar printr-o dispoziție, așa cum nu a adunat numărul necesar de voturi. Funcția a devenit vacantă după demisia lui Victor Chironda, deși acesta a obținut anularea actului prin care a fost demis, oricum i s-a refuzat întoarcerea în funcție, pe motiv că hotărârea a fost luată până atunci doar de prima instanță. Acest lucru a fost folosit drept contraargument de consilierii PAS împotriva numirii unui nou viceprimar. Oare nu încălcăm noi și nu ne depășim atribuțiile să votăm astăzi numirea unui alt viceprimar în condițiile în care viceprimarul de Ramură care a fost numit, decizia lui de a scoatere din funcție respectiv este suspendată. Această decizie a Consiliului Municipal s-a produs efectul juridic, raportul cu domnul viceprimar a fost încheiat, a fost numit un alt viceprimar. Mai mult ca atât, instanța de judecată nu s-a expus cu privire la întoarcerea executării, adică cu reîncadrarea în funcție de viceprimar a domnului Chironda. CMC nu a susținut-o, la fel ca în cazul viceprimarului care a demisionat recent, Nagachevski, va fi ca în cazul lui, de două ori nu o susțin, o numiți printr-un demers, decret. Urmează să ne adresăm conform procedurilor legale a plenului Consiliului. În funcție de cum va decide, urmează să luăm și noi deciziile ulterioare. În perioada 2003-2006, în timpul guvernului Tarlev, Irina Gutnic a activat la Ministerul Muncii în calitate de specialist principal la Direcția Raporturi de Muncă. Ulterior a lucrat la Ministerul Economiei și Curtea de Conturi, iar în iulie 2017 a fost numită în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor și director general adjunct al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. În februarie curent însă aceasta a fost demisă din funcție de parlament, pentru că nu și-ar fi îndeplinit corespunzător sarcinile de muncă, fapt infirmat de ea. 4 luni mai târziu aceasta s-a ales însă cu funcția de directoare la Apa Canal Chișinău.